Avram Iancu intră din nou în istorie. Românul care a notat Dunărea de la izvoare la vărsare a fost nominalizat la titlul de notătorul anului în ape libere. 13 oameni din întreaga lume se luptă pentru acest obiectiv. Pentru premiera de a nota Dunărea doar în slip, 2860 de kilometri, a fost nominalizat Avram Iancu la titlul de Man of the Year 2017. Românii îl pot susține printr-un vot pe pagina Asociației Mondiale de Înnot în Ape Libere. Pe întregul curs al Dunării am strigat de nenumărate ori, probabil de sute de ori, trăiască România și împreună suntem puternici. Performanța pe care am făcut-o este una unică în lume.